Casa construită precum un puzzle este noul trend pentru cei care își doresc o locuință modulară sau pe structură de lemn. Casele se asamblează rapid, sunt mai ieftine, se pot extinde și nu au nevoie de atâtea autorizații. Hoinarii au și ei variante. Casa pe roți este ideală pentru cei care vor să se simtă zilnic în vacanță. Gabriel visează de mulți ani la o casă modulară pe care să o personalizeze exact așa cum își dorește. În scurt timp va deveni proprietarul unei astfel de locuințe. Aproximativ de 70.000 de euro la aceasta și cam în două luni de zile la fața locului m-aș putea muta în ea. Un dormitor spațios la etaj, un living și o baie. Asta are această casă modulară de 43 de metri pătrați, care costă 33.900 de euro plus TVA. Practic, seamănă cu o garsonieră, dar este mai spațioasă și mai ieftină. Simona vrea și ea o casă personalizată, la cheie și cu finisaje de ultimă generație. O va duce la munte. Un consum de energie foarte eficient. Apoi este un timp de execuție extrem de mic. Un lucru de acasă poate fi un hibrid, să zicem că stăm jumătate din timp în oraș și jumătate acolo, deci poate fi o a doua casă. Un modul premium de casă are în medie 25 de metri pătrați, iar prețul pornește de la 25.000 de euro plus TVA. Toată partea de hârtii, partea de aprobări și tot ce ține în spatele construirii unei case este o variantă mult mai simplă. Noi oferind odată cu casele și toate proiectele de instalații, de electrice, de apă, de rezistență a casei, chiar și proiect de arhitectură. Toate casele noastre au toate instalațiile în interior. La modă sunt și casele pe structură din lemn. Prețul unei astfel de locuințe eco variază între 1000 și 1500 de euro pe metru pătrat plus TVA. Casele pe structură din lemn sunt mult mai rezistente la cutremur, timpul redus de montaj, materiale sustenabile și ecologice, se face economie la partea de fundații, fiind structuri ușoare. O casă la roșu de 100 de metri pătrați se montează undeva în 4 zile lucrătoare. Cine nu stă locului își poate lua casa în spate. Nu necesită o autorizație. Maximul pe care autoritățile îl pot solicita este un aviz de amplasament. Pe distanțe foarte scurte ea se mută pe propriile ei roți. Genul acesta de locuință costă 13.300 de euro plus TVA. La producători, cererea s-a dublat în ultimul an. Odată cu asta, imobilele s-au scumpit cu aproximativ 8%, iar valoarea unui metru pătrat de locuință poate ajunge în medie până la 1.565 de euro pe metru pătrat.